Păi și acum unde e soarele? Păi în partea dreaptă, a intrat după noi. V-a plăcut răsăritul nostru? Mai avem un pic de răsărit, dar nu mai așa frumos cum am plecat de acasă. Vom mai prinde și altele la mare. Nu uitați like, aprindeți clopoțelul și abonați-vă canalului ca să vedeți și alte răsărituri sau răsărite. Cum se spune? Lăsați jos în comentarii. Se ține de noi Sky. Și ne vedem de la următoarea pauză, când vom opri să vedem cum e drumul pe autostradă, cum e drumul până la mare. Vă arătăm și campingul astăzi, unde mergem. Cine știe, poate vreți să veniți și voi să ne faceți o vizită. Haideți, să fiu atent la drum, ne vedem un pic mai încolo. Diana vrea neapărat să vă arate cum curge Dâmbovița prin București. Și așa că o luăm prin centrul Bucureștiului cu Rulota după noi. Copiii încă dorm, dar Diana o să vă arate Bucureștiul și Dâmbovița și Palatul Parlamentului și ce mai vedem pe acolo, clădiri, centrul Bucureștiului. Haide să vedem dacă reușim să trecem cu Rulota prin București. Mă ceartă navigația că nu merg pe unde îmi spune ea. Cel mai sigur și cel mai scurt drum la mare este prin București. Dar cel mai... Centura este oribilă. Cel mai... Nu vreau să merg cu Rulota pe centură pentru că e foarte denivelată. Uite fabrici și uzine. Antonoi Alin, uite că vorbeam de Alin. Da. Salut, domnule, cât stați la Dâmbovicioara? Păi, dar nu suntem la munte, suntem la mare. Ne-am văzut că ne ducem, ne-am pus, am gata. Am pus poza aia cu cortul. Intrăm în București. Ce cort? Nu știu. Ah, hamac. E o paltă mare. Frână că ne prăpădim. E frumos. Cea mai bună metodă de a circula prin București este pe linia din mijloc. Pentru că nu știi niciodată când trebuie să faci stânga sau dreapta și e întotdeauna liberă. Și sunt rebeli și vreau să te mai stai pace. Acolo. Gurjului. Gurjului. Și după aia urmat acolo. Se pricep. Nu crezi? Da, stau eu pe mijloc. Să nu mă deranjez. Nu, dar nici să nu te muți cu dita mai aia în spate de copan de fără, cu culme. Să stai, nu? Da. Pe mine m-a luat fără să depășesc. Uite să... și pe ăsta, da. Parcă mă accelerează dacă vrei să ia. Dar ce vrei să fac? Nu știu, mă, să fac. Semnale, mayday, dar nu, deci nu știm. Deci încet și foarte încet și vrea cumva să ce? Să meargă mai pe mijloc. Bă, dar ăsta nu înțeleg ce vrea, bă, mama lui. Fără vorbe urâte pe păi video. Sunt activat pe, sunt activat pe mod șofer de camion. Cu Rulota după mine. Masaro, trecut pe galben. Forță, semafoare. Am trecut pe galben, dar este voie. Aici este Palatul Cotroceni, unde este domnul președinte Iohannis. Acesta este gardul, nu putem să vedem palatul. Cotroceni? Grădina botanică pe stânga, e foarte frumoasă. Trebuie să nu uităm să luăm, să plătim taxa de... Da. Taxa de pod pentru... Ia. Și pe asta. Domnul. Și acum este Dâmbovița mea. Și un autobus. Am ajuns la gârlă. Și el la volan. Și mânghe barba. Am intrat... am zis că am intrat pe mod șofer de camion.
doar că încerc să nu înjur prea mult. Meseria, defectul meseriei. O să tai înjurăturile. Autobuzul? Cum ar veni centrul vechi, da? E centrul istoric, să zicem. Da, e bă, bă, bă. Aici sudăm? Da. Fără ochelari, ceilalți nici sudorul nu știu dacă are. Dar ce se uită toți la el. Da, e. Unul muncește și cinci se uită. Îi dă și cu niște apă să-i sărăcească aparatura. Vai. Găsim măcar unul, doi. S-au plecat, dar mă uite, au de-aia de scufundări ochelari, vezi? Da. Asta? Ce ochelari are? Zici că de-aia de scufundări. Dar poate sunt de protecție, totuși. Sunt foarte protejați în Adidas. În cazul în care cade ăla, să-l țină, să nu cadă pe pământ, să se spargă. De-aia stau băieții deci acolo. Deci propune, nu cred că are ochelari, nu? De București frumoasă, o să avem niște fântâni arteziene pe partea stângă și o să avem Palatul Parlamentului pe partea dreaptă. 3 ore. Trec frumos pe lângă el. Trebuie să dăm drumul la aere condiționate. Deja s-au făcut 25 de grade afară. E ora brusc, 8 așa, și jumătate. A ieșit soarele și ne-am asfixiat. N-ai cu cine, n-ai cu cine. Aici e foarte greu de ieșit din lateral în principală. Uite ce greu e. Uite ce repede ies. Adică evita mai drumul principal și ieși dintr-un ăla mic de acolo, așa. Bai, bai, Delta Dâmboviței. Păi da, a ieșit soarele, mă, că intrăm pe autostrada soarelui. Vezi? Aici e mereu soare. Da. De aia îi spune ei autostrada soarelui. E o încărligătură și aici, când ne urcăm bine și e în asfalt foarte urât la început. Da. S-a distrus această frumoasă autostradă. Am vrut aventuri. Înainte avem. Mergeam pe drumul național. Prin sate și comune. Da, nu-ți mai place acum că faci 4 ore până la mare. Îți plăcea înainte când făceai 8 ore, 10 ore până la mare. Nu prea mergeam cu mașina, nu mi-aduc aminte. Cred că de 2 ori maxim. Trenul de noapte. Cu nașul nici nu personal, plăteai bilet. Ba da. Cu personalul mergeam. Și acum o să ne urcăm pe autostradă. Funtulea. Aolo, intrare pe autostradă europeană. Te gândim. Uite, n-ai voie cu tractorul, n-ai voie cu căruța. Dar drumul e de tractor și de căruță, nu e de mașină. Ai cu tata, ucior. Dar
tarif electronic, plată prin SMS-ul. Setești. Nu putem noi că abada e. Mai ia și taxă, fii atent, dacă plătești prin SMS, îți ia 0,05. Păi cât e SMS-ul, cred. Păi de ce? Ar trebui să fie gratis, trec, că plătești prin SMS-ul. SMS-ul, mă. Hai că e asfaltată, fii atent. Am pornit, da. Ce minune, deci mă uimesc pe ăștia pe an ce trece. Minune dumnezeiască, au asfaltat pare... autostrada A2. Pare ok. O taxă ce... de drum a fost pe o lună 7 euro. Despre ce mai discută ăștia la știri? Pe cine mai înjură ei acum că au asfaltat autostrada? Ia. Găsesc ei alte motive. Gata, drum bun, tati, Doamne ajută. Da, trecem granița. Dă-și-te tu, Radu. Trecem granița la pod, la Fetești. Și am trecut și podul la Fetești. Suntem tot în România, n-am trecut nicio graniță, am trecut podul la Fetești. Să vedem cât de denivelat e podul de la Fetești. Brațul Borcea, nu este Dunărea, este brațul Borcea, care este un braț al Dunării. Doamne, nu este Dunărea. Nu e Dunărea? Da, sigur. E brațul Borcea. Bă, Masar, pe cuvântul tău. Da, pe cuvântul meu. Și din ce apă vine? Borcea este brațul Borcea și Dunărea este Dunărea. E brațul principal al Dunării, care păi se tu nu desparte știi că în trei. Nu se desparte, se varsă în trei brațe. Bine. Dunărea. Ai dreptate, draga geografie. Mea. Ai dreptate, draga mea. Hey, Google. Uite, doi pescari. Nu și o barcă. Ok, Google. Daniel, Dunărea. Ioanei, să vezi Dunărea care am văzut-o la Pasau, ridică-te. A venit până aici după noi. Uite, uite, uite una. Am venit noi după Dunăre. Constanța, am intrat în județul Constanța. Iupi, ne apropiem cu pași repezi. Noi? Că, da, v-am spus că mergem în Bulgaria la mare sau n-am apucat să vă spunem? Mergem pe o plajă pustie către bulgari. Nu mergem pe doar plajă noi, pustie, cu mergem, noi înșine. Mergem pe camping în Bulgaria. Da, mergem la un camping în Bulgaria, foarte frumos, sperăm noi. Rămâne să vedem și să-l descoperim împreună. Atenție, pod! Mă lasă-mă și pe mine să mă bag ăștia? Ar trebui să mă lase, să mă bag și eu. Mulțumesc, m-a lăsat un nene. Mulțumesc, nenea cu Volkswagen. Ion, uite podul, mami, frumos. Asta ce pod e? De unde e podul ăsta? Ce pod e ăsta? Peste Dunăre, despre canalul Dunăre. Peste canalul Dunăre, Marea Neagră. Un pod foarte frumos. Și uite canalul cu șlepuri, cu bărci. Avem bărcile și șlepurile, șalupele, pescărești. Aici veneam la pescuit când stăteam în Călăraș, dar acolo, aproape de Călăraș, veneam pe canal la pescuit cu taică-mea. Gata, am intrat în localitate. Mergem încet, Masaro? Mergem cum ne duce rulota din spate, că rulota dictează viteza. Eu am rămas fără frâne. Am ajuns în Eforie Nord. Am făcut până la Eforie, e ceasul 11:30, am plecat la 6 de acasă, 5 ore jumate până aici, din Pitești până la Eforie. 5 ore jumate cu rulota după noi, 100 de kilometri la oră, am mers pe autostradă, nu ne-am grăbit, am mai și oprit să filmăm răsăritul, să filmăm, să mâncăm. Mai avem un pic și ajungem, nu ne grăbim nicăieri, important e să ajungem cu bine. Și fără evenimente majore. S-a terminat aglomerațiunea și ajungem la... Unde? Unde ajungem? La nudiști, la Tequil Girl. Dar nu vă arătăm nudiștii de data asta. Sunt prea departe, nu că nu-i arătăm. De data asta nu vi arătăm, o să vi arătăm, o să încercăm. Nu promitem să vi arătăm pe aia din 2 mai. Că aia sunt mai aproape de plajă, mai aproape de noi. 28 de kilometri până la Mancalia. Mai avem, până în Bulgaria mai avem o oră până la camping.
Copiii, sunteți fericiți? Ați văzut marea? Da! Putem să ne întoarcem acasă, da? Da! Cazare! Nu, fără cazare, pe marginea drumului. Da, noi de obicei rămâneam pe la un camping pe aici, pe Jupiter, la Zodiac, dar prețurile sunt destul de mari la campingul ăsta. E curat, e frumos, are umbră, dar nu este aproape de mare, este departe de malul mării și prețurile sunt destul de piperate. Anul trecut am fost la un camping în 2 mai, chiar pe plajă, chiar pe nisip am parcat, dar la fel, destul de scumpuț și foarte, foarte aglomerat. Anul acesta am zis să încercăm Bulgaria, da, destul de scump. Pentru condițiile pe care ți le oferea, știi? Fără umbră, fără nimic. Și anul ăsta am zis să încercăm un camping din Bulgaria, care este chiar în pădure, pe malul mării. Suntem la Peco. Masaro a uitat banii, masca. Păi da, nu vin de afară, mă, vin trebuie să ne obișnuim. Intri înăuntru. Păi da, unde plătesc? Botniță, că vorbești prea mult! Pune-ți botnița, că vorbești prea mult! Și uite masca. 33 de grade deja. Avem niște apă rece. Da, am cumpărat apă rece, ieftină. Ieftină, dar bună. Da, bună. Eram ca în deșert, plecasem de acasă fără apă. Am pus motorină, am luat înghețate, da. Am luat... sandwich-uri, am luat de toate, dar apă n-am luat, niciunul. Apă n-avem. Azi că ne-am hidratat, acum am luat apă, ne ajunge o săptămână să vă ajungă apa, da. Asta, că nu mai cumpăr alta. Să puneți ca la sirop, vreți un ca pic la de apă. Cămilă. Un pic de apă cu un pic de apă de robinet. Ca la cămilă, ca cămila. Scoaș de apă. Ajungem la Mangalia. Ce ai spus, tati, Ion? 40 de minute. Avem 30 de kilometri. Miruna este cea mai nerăbdătoare să se scufunde, să se străciuiască. Da, e mereu. The sky is so blue. Hai mă, cântați! Ingrid, pune pe jos. I saw seashells on the seashore. Pune asta jos, seashells. Aici suntem în Mangalia. O excursie cu trenulețul, cu tractorașul. De la cu vagoane, ce ceva? Poliția, ce culoare! Ce ciudat! Portul din Mangalia e imens. Aici era o zonă foarte... Uite, încă mai vin vapoare la reparat. La service. Foarte imense macarale. Aici, chiar la intrare în 2 mai, în partea stângă, se ajunge la campingul 2 mai, unde am fost noi anul trecut. Este exact pe malul... Chiar aici, în stânga. Vor să ne bată motocicliștii. De miliția, miliția. E iar miliția. Și oameni pe stradă, normal, ca de obicei. Și oameni pe stradă. Pe unde ar vrea să fie oamenii săraci? Ia, aia cu motocicleta s-ar băga și ei săraci în depășire, dar... Și-au trecut! Păr. Doar doi? Da, doar doi. Foarte frumos. Cam puțin tei pentru cât zgomot fac, mă așteptam să fie mai mult. Uite aici aglomerație, în vamă, nu ce în 2 mai. În 2 mai era lejer. Aici începe aglomerația. Ce mai, Ingrid, tu vrei să fii în vamă? S-o în vamă se vine cu ocazia, cu ea, mă, nene, nu cu mașina. În vamă, cu ocazia, cu ea, mă, nene, cu trenul, nu circulă până aici. De când? Întotdeauna. Prietenii venea, nu cu ocazia. Prietenii care... Hai mă, tovarășu, ce vrem să faci? O tantă în spatele lui. Pa bune? Te-a adus Dumnezeu în vamă și te-ai rătăcit. Te-ai pierdut. Mare. Nu mai e vama ce-a fost odată. S-a pierdut de mult.
Eu n-am, pe mine nu m-am pasionat vama. M-a fascinat un pic, dar eu am prins cu tine, știu, 90 era suficient de frumos. Ce-am ieșit din vama veche, într-o ureche. Mai vizităm o țară, că n-am văzut destule. Am ajuns deja la vama cu Bulgaria. Punct trecere frontieră vama veche. E un pic coadă, dar nu înțeleg de ce stau oamenii la rând. Exchange, la... A, exchange leva. Și eu trebuia să-mi iau leva. Asta întoarce și-a luat niște leva. Da, ar fi trebuit să opresc și eu să iau niște leva, da. Trebuie să fie și după aia, că n-avem leva, avem de toți banii, lei, euro, lire, dar n-avem leva. Ce sără lire turcești? Lire turcești, tati, și turcii au lire, uite. Welcome to Bulgaria. Vama veche, într-o ureche. Că până la urmă am avut dezbateri aprinse, nu înțelegem cum e cu schimbul în leva, în lei. Și Diana se duce să ia 50 de... Se duce să ia 50 de leva. Nu știu cât or fi aia. Să avem și noi de o apă, de o cafea, ceva până astăzi, până ne dumirim. Și după aia poate schimbăm acolo undeva la camping. Trebuie să găsim noi pe undeva să schimbăm, imposibil. Cum am spus, mai avem 18 km până la destinație, însă se pare că e o procedură în care trebuie să semnăm o declarație, cum că nu avem simptome. Nu știm, o să aflăm și vă anunțăm și pe voi. Dar s-a format un pic de coadă în spatele nostru, toată lumea se duce acolo buluc la un ghișeu, nu înțeleg de ce, nu înțeleg cum. Ei încearcă să evite îngrămădeala, dar toată lumea se dă jos de mașină și se duce buluc la un ghișeu. Vă spunem ce se întâmplă, dacă ne lasă să trecem granița sau nu. Să zic că vine doamna. Tati, scoate un pic cap. Bună ziua! Certificatul de matriculare. Da. Da. Eu. Diana. Eu. Purtați mască, purtați mască, dar noi nu avem mască, că suntem agenți vamali. Am pașaportul de la chioșc și ne-a întrebat doamna fără mască, agent vamal, că unde este actul de la caravană, de la Rulota. Ne-a spus că nu este nevoie. Domnul s-a urcat și se duce și Masaro acum să ia actul. Ai învins? Am învins, da! Mai trebuie să oprim la punctul lor de frontieră. Da, pe la ei Bulgaria, nu la ei punctul lor. Ăsta a fost al nostru. Drum bun, nice journey, gute fahrt, bon voyage. And now it's Germany. Uite, am intrat în Bulgaria, Masaro. Și nu mai este nimeni, doar noi. Și trecem într-o groapă, fii o baltă, atent. Care e sensul gropii ăsteia, deci, Doamne, nu este înțeleg. Este o baltă imensă, nu numai o groapă, e un dat. E dezinfectare, Masaro, aici, cred că. Hai, mă, pe bune. Pe cuvântul meu, cred că a inventat ei așa. Nu pot să cred așa ceva. Doamne, deci ce coadă la ieșire ăștia, fug. Aia vin din Grecia, săracii. Probabil. Am dezinfectat roțile, cred. Și că acum trebuie să mai oprim la ei. Și uite, acolo scrie Bulgaria, în bulgară. Da. Haideți că vă spunem cum e și acolo, la ei. Pe ce? În gata. Partea lor de frontieră. Îmi pun masca și ăștia vin la mine, cred. Pasport, domnul. A, domnul, da. Nu avem voie cu cârnați. Risk of African swine fever. Da, din cauza porcinei. Ce mașină de poliție veche.
Ne-a luat carnea. Ne-a luat cârnatul, mă. Trebuie să o oprim pentru vinietă. Tot mi-a luat cârnatul, salamul și kaiserul. Da? Nu știu ce kaiser. Luasem un kaiser de porc. A, ăla de pus să mâncare. Luasem un kaiser de porc, mi l-a luat. Trebuie să oprim pentru vinietă. Acum am început bine concediu în Bulgaria. Nu, ăla e fiscal control, a zis că la shop aici avem exchange și vinietă. Hai să vedem aici ce se mai întâmplă. Nimic, mă, nimic. Ce e? E corect ce fac. Vii tu cu cârnatul. Dar infectat. E vid, nu e infectat. E, na, Masaro. Gata, am luat și vinieta. 80 de lei pe 30 de zile sau 40 de lei pe 70 de zile. Și cumpărați-o pe pentru șapte. Că... Chiar, pe 7. Chiar la intrare sunt camere. Cum treci granița, sunt camerele de vinietă. Deci neapărat 7 zile 40 de lei. Sau o lună 80 de lei. Am plătit în lei la vinietă. Mi-au luat banii, mi-au luat porcul. Ce mai mâncăm? Roșii cu brânză toată vara. Gata. Și avem ouă, că alea nu sunt. Ouăle nu mi le-au luat. I-am păcălit. Păi de ce e păcălit? Că nu mai e aviara, e numai cu porcine. Păi da, mă, dar poate ouul e făcut de porc. La ei, da. Hai că mai avem un pic și ajungem și vă arătăm și campingul. Am ajuns în satul Krapec. Și e nasol, și e denivelat, suntem la țară. Ca la țară. Unde avem? A, camping. 10 GPB de ăștia BGC, cât poți să mănânci, dar nu știm unde. Vedem, noi întrebăm la camping să ne deslușească. Hai să nu rupem copacii la oameni. Rupem nucu. Aici suntem pe faleză, pe aleea mării. Uite, e mare acolo. Aici e mare, nu simți? Ia uite, miroase a mare. Păi da? Pute. Momentan pute. Ia uite ce pute. Marea. Păgădăm, 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 păgădăm. Dar ce trafic e pe aici pe la țară? Păi, da, da, e decât campingul și atât. Campingul nostru și campingul unde campează lumea. Da. Păi, dar n-au mă niciun caravane. Păi cu curtul, mă. Da. Foarte uscată este fără să. Da, nici pe aici n-a plouat. N-a plouat deloc. Ești ca la mare. Uite-l pe ăsta, bă, băiatule. Păi... Da, și așa o să vină Edi. Da, așa o să vină Edi cu jeepul. Zboară peste. Asta se duce la off camping, știi? Opresc umbrela, nu pot să opresc așa, Diana. N-am ce să fac. Mă duc și caut și o parcare pe aici. Păi tu cu rulota parcare. Eu cu rulota parcare, ce vrei? Cred că intrăm ce pe poartă, mă, seara, că avem. Tu hai să întreb. Și uite, eu. Crop ăsta. Păi, da, da. Avem rezervare, nu lăsăm pe la să iasă. Unde? Păi trebuie să las oamenii să iasă un pic. Aici sunt rulot. După câte le vezi. Trebuie să mă duc să vorbesc cu omul. Iau pașaportul. Nu mai am niciun pașaport. E pe numele meu. Vă las motorul pornit sau îl închid? Închid. Please enter one by one. Wait your turn outside. Nu e aici, sunt mașini, eu nu văd caravane pe aici. A, aici au fi locul nostru, nu cred. Nu pot să merg, ce vrei, să merg cu rulota așa de nebun? Stați-vă jos, copii, gata, haideți, mulțiți-vă. Ce miroase. Cum e apa mării, copii? E foarte bună. Stai să aducem frumoase. Lasă că mi-arăți după aia. Am găsit loc de caravană. Am răzbit și am ajuns în camping. Vedeți locul de... Am găsit un loc foarte frumos cu rulotă. Da, m-am legat și la curent. Rulota aici, o să vină cortul așa pus în față, mașina acolo. Între timp copiii se duc un pic la mare că sunt foarte nerăbdători. Nu e așa, Miruna? Ești nerăbdătoare să ajungi la apă, să-ți bagi picioarele în apă. Deja ai fost. Da.
Dar vor să intre cu totul și se duce Diana cu ei. Și noi de aici încheiem călătoria până în campingul din Krapec. Da, suntem în campingul din Krapec. Încheiem călătoria aici. Și va urma mâine un alt vlog în care vă prezentăm exact tot campingul. Vă prezentăm și Rulota și cum arată totul, da? Nu uitați, like, abonați-vă. Ia zi, tati, că e treaba ta. Hai! Fă finalul! Make sure to like, subscribe and hit the notification bell down below if you enjoyed the video. So you get notified whenever we post a new video. Bye! Și o să avem multe aventuri, da? Vă pupăm, abonați-vă, mulțumim și un like, nu uitați! Nu știu,